Iubiți credincioși, vom citi un cuvânt al Părintelui Serafim Man din cartea sa de predici Livada Duhovnicească, foarte frumos, și anume despre datoria de a cerceta Sfânta Biserică și de a aduce daruri. Așadar, Arhimandrit, întâmpinarea Domnului despre datoria de a cerceta Sfânta Biserică și, de a aduce daruri. În Vechiul Testament, printre poruncele date prin prorocul său Moise, era și aceasta. Dacă femeia va zămi de parte bărbătească, necurată va fi 7 zile, iar a 8-a zi va tăia pruncul împrejur, Levitic capitolul 12, versetul 2. Tăierea împrejur era semnul legământului dintre Dumnezeu și poporul ales. Această poruncă mai prevedea femeia să stea încă 33 de zile acasă, ca să se curețe de sângele rău, de nimic sfânt să nu se atingă și la locașul sfânt să nu meargă, până ce nu se vor împlini zilele curățirii ei, să aducă preotul la ușa cortului un miel de un an, ca ardere de tot, și un pui de porumbel sau de turturică, jertfă pentru păcat. Preotul va înfățișa acestea înaintea Domnului și o va curăți, și curată va fi de curgerea sângelui ei. Iar de nu-i va da mâna să aducă un miel, să ia 2 turturele și 2 pui de porumbel, unul pentru ardere de tot și altul pentru păcat, și o va curăți preotul și curată va fi. Levitic capitolul 12, versetul 4 până la 8. De remarcat este faptul, după cum se spune în Sfânta Evanghelie de astăzi, că Maica Domnului a împlinit toate poruncile legii sfinte. La 8 zile, pruncul Iisus a fost tăiat împrejur, pentru a împlini forma legământului cu Dumnezeu. La 40 de zile, se duce cu săracul ei dar de 2 porumbei, pentru curățire și închinarea pruncului, deși ea era curată înainte de naștere, curată, fecioară în vremea nașterii, curată, fecioară și curată după naștere. Fiecare dintre noi am primit Sfântul Botez, care înseamnă că avem acum un legământ cu Dumnezeu, o înfiere în numele lui Dumnezeu, în urma căreia am primit numele de creștin. La 40 de zile am fost îmbisericiți. Dacă Dumnezeu a cerut ca pruncul la 40 de zile să fie adus la biserică spre a fi închinat lui Dumnezeu, ne revine datoria ca în toată viața noastră, în ziua cea binecuvântată de Dumnezeu, pe care a sfințit-o ca zi de odihnă, să participăm la oficierea Sfinților Slujbe. Despre această datorie sfântă de a cerceta biserica în duminici și sărbători, precum și de a contribui cu un dar la nevoile bisericii, aș dori să vă vorbesc în sărbătoarea de astăzi, având ca pildă îmbisericirea Mântuitorului și darul adus de Sfânta Familie la templu. Cercetarea Sfintei Biserici. Sfânta Scriptură ne spune că Dumnezeu a binecuvântat ziua 7-a și a sfințit-o. Facerea, capitolul 2, versetul 3. Mai pe larg se vorbește despre această zi în cele 10 porunci dumnezeiești, Ieșirea, capitolul 20, versetul 8 până la 15. Din punct de vedere trupesc, această poruncă trebuie să fie primită ca semn al iubirii lui Dumnezeu față de om. Ea ne arată ce este oprit a face duminica și ce trebuie făcut. În ziua duminică, ziua 7-a, suntem datori a lua parte la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. În cele 6 zile de muncă, îndeplinim datoria față de nevoile noastre trupești, familia și toate celelalte, iar duminica grija de hrana sufletească. Respectarea acestei porunci pare că constituie o problemă, nevoile fiind foarte mari. Pământul trebuie lucrat, bogățiile din sânul pământului trebuie scoase, fabricile nu trebuie oprite și așa mai departe. Adică lumea aceasta pragmatistă, lumea aceasta a economiei de piață bazată pe concurență,
încalcă și duminica, nu mai respectă, ci pune accent doar pe muncă, tot pe muncă, pe muncă, fără ca să-i mai dea și sufletului partea lui, nevoia lui. Totuși, biserica, potrivit legilor dumnezeiești, cere respectarea zilei de odihnă. Dacă ne gândim la mase mari de muncitori, fie pe ogoare, din fabrici și instituții, fiecare simt nevoia de refacere a puterilor epuizate. La aceasta se adaugă și constatările științei medicale, că după 6 zile de muncă este necesară o zi de odihnă. Cele arătate sunt importante din punct de vedere fizic, trupesc, dar în afară de aceasta mai sunt și alte nevoi familiare și sufletești. Cele 6 zile de muncă le putem numi zile ale ogorului sau ale biroului sau ale serviciului. Dar în ziua duminicii este ziua familiei, pentru că există și o familie. Multe ocupații din cursul săptămânii ne răpesc puține clipe sufletești. Dar e bine ca în ziua de odihnă să ne cercetăm problemele de conștiință. Cum își petrec unii ziua de duminică? O bună parte dintre ei se odihnesc, apoi se îngrijesc de o mâncare mai bună, ca în alte zile, apoi se îmbracă în haine mai bune, merg la plimbare spre locurile publice sau fac vizite. Dar să ne întrebăm, cu ce contribuie creștinii la sfințirea duminicii și cu cât folos sufletesc sau cât folos sufletesc au? Un sfânt o văzut pe Maica Domnului într-o zi de duminică, plângând și o întreabă, de ce plânge așa amarnic, Maică Sfântă Preacurată? Și i-a răspuns Maica Domnului, plâng pentru că în ziua învierii Domnului se fac cele mai multe păcate. Este numită ziua luminii și oamenii o întunică, e ziua învierii și oamenii o fac ziua morții. Nici o zi din săptămână nu este așa de îngreuiată de păcate ca și această zi sfântă. Scopul acestei sfinte zile este să-L cinstim pe Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. În ziua Domnului trebuie să cercetăm lăcașul Domnului, căci acolo se săvârșește Sfânta Liturghie, care are putere de a coborî cerul pe pământ, în mijlocul poporului credincios, de a-L uni cu sufletele noastre prin Sfânta Cuminecătură, iar prin rugăciunile noastre ne înălțăm la ceruri. Sfânta Liturghie este o reînnoire a Sfintei Jertfe pe cruce și nu există niciun alt serviciu religios care să se apropie de valoarea Sfintei Liturghii. Toate celelalte servicii religioase, precum și rugăciunile noastre particulare, sunt ca niște lumânări față de Marele Soare Ceresc. Preotul se roagă la Sfânta Liturghie pentru toți cei cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu vin și se roagă la biserică. Nu este niciun alt păcat mai grav decât în timpul Sfintei Liturghii să trândăvești, să dor sau să stai la minciuni, să mergi la târguri sau la alte ca acestea. Sfintele Canoane zic, atunci este omul iertat de Dumnezeu când lipsește de la biserică, în cazul în care i s-ar aprinde casa și nu poate fugi din ea. Deci numai în cazuri extreme, Doamne. Tot alte sfinte canone zic, creștinul care lipsește fără motiv întemeiat 3 sfinte duminici de la biserică să fie scos din rândul creștinilor. Dacă i-am întrebat pe cei ce lipsesc, care e motivul lipsei lor, poate ne-a răspunde, sunt foarte obosit sau n-am haine bune, sunt bolnav și altele. Daruri pentru Sfânta Biserică. În cuprinsul Sfintei Evangheliei se repetă în nenumărate rânduri glasul preotului pentru cinstitele daruri ce s-au adus și sunt puse înainte pentru vii sau pentru morți Domnului să ne rugăm. În esență, Sfânta Liturghie are un efect minunat și are un efect minunat minunea prefacerii darurilor în trupul și sângele Domnului, cu scopul de a-i sfinți pe credincioși. Datoria fiecărui credincios este ca agoniseala sa sau munca sa să aducă daruri pentru Sfânta sa Biserică. Ce poate fi mai folositor pentru un credincios ca din prescura pe care o aduce la biserică să ajungă o părticică trupul Domnului, însuși trupul Domnului? Prescura pe care o aducem noi ajunge însuși trupul Domnului.
La fel și din vin, însuși sângele Domnului, cele jertfite din hrana ta, devine hrană sufletească pentru credincioși. Creștinii noștri din vechime duceau atâtea daruri la biserice, încât la sfârșit se împărțeau mese tuturor credincioșilor și se întrețineau bolnavii. La fel, cu bucurie vă spunem că și noi, din darurile aduse, vi le facem un dar tuturor. Adică la mănăstire să dăm masă la toți cei care vin la mănăstire. Din darurile care aduc oamenii să dăm masă la sute de oameni. Toți cei care vin sunt puși la masă. În Vechiul Testament era legea ca a zecea parte din ce avei, aveai, iar să dai Domnului, că trebuia adus jertfă. Cât este de frumos și de bine să vezi un credincios aprinzând o lumânare sau mai multe. La vedere e o mică jertfă, dar în fața lui Dumnezeu e un lucru mare. E semnul dragostei și al credinței, semnul milosteniei. Vedem candelele arzând în biserică, uleiul din acestea, din ele, este o jertfă, uleiul din candele de acestea, este o jertfă unei familii, jertfă care va lumina chipul icoanei nopții și a zilei întregi, o rugăciune mijlocitoare pentru ocrotirea acestei familii. Ce fericire simte o familie când vede o îmbrăcăminte de ce împodobește biserica, un ștergar, o față de masă, o carte de slujbă sau veșminte preoțesc și știe că acelea sunt jertfa sau munca unei familii. Ea își aduce aminte de bucuria Mântuitorului când a lăudat milostenia văduvei care a pus în cutia bisericii cei doi bani a ei. Adică toată averea ce avea, alții dădeau zeciuiala, zece sau cât puteau din avutul lor, dar ea a dat săracul tot ce a avut. Ce bucurie este în sufletele celor familii când în timpul Sfintei Liturghii, prin gura preotului se pomenește numele donatorilor, titlurilor, binefăcătorilor și se roagă pentru ajutorul și iertarea păcatelor lor. Știm că dă peste necazuri omul, dar care... Știm, când dă peste necazuri, omul aleargă la Sfânta Biserică și cere ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintelor Slujbe și mare folosare, fiindcă preotul pregătind Sfintele Daruri ia pomernicul și îl pomenește, scoțând părticele din Sfânta Prescură, părticele care în timpul Sfintei Liturghii se află lângă trupul Domnului. Acele părticele reprezintă ființele ale căror nume s-au scos, iar la sfârșit se adună toate în Sfântul Potir, îmbibându-se în Sfântul Sânge al Mântuitorului, care simbolizează primirea Harului Dumnezeiesc al Sfintei Jertfe. Un alt dar cu care este bine să contribuim la Sfânta Liturghie este cântatul. Dumnezeu ne-a dat glas pentru ca toți pe El să-L preamărim, pe Dumnezeu să-L preamărim. Toți suntem datori a cânta la Sfânta Liturghie. Glasul trebuie întrebuințat și în biserică, cel mai mult în biserică, nu numai în alte locuri. Când în biserică toți cântă, parcă biserica e mai plină, slujba mai sărbătorească, mai frumoasă și mai înălțătoare. Lângă cele spuse mi-aduc aminte de o întâmplare biblică. Dumnezeu cheamă la sine pe prorocul Moise pe muntele Sinai. El era foarte ocupat cu conducerea și nevoile poporului prin pustie. Într-o dimineață, lasă totul și începe urcarea muntelui. Pe măsură ce urca, zgomotul lui poporului se pierdea. El s-a liniștit, uitând parcă de toate frământările îndurate, și a început să se roage, nestânjenit de nimeni. Și în această rugăciune fierbinte, îi se descoperă Dumnezeu. Ce a văzut el în munte, nu se mai poate ști vedeniile lui. Dar i-au rămas cuvintele pe care le rostim adeseori sus, mai sus, spre Dumnezeu. Că în munte se arată Dumnezeu, zice și salmistul. Că urcând cu sufletul în munți, în locuri liniștite, depărtându-ne de zgomotul și vuietul și larma lumii, ne întâlnim cu Dumnezeu. Cine iubește Sfânta Biserică, poartă grijă de nevoile ei, la rândul ei și biserica poartă grijă de el. Biserica are daruri de preț pe care le împarte credincioșilor. Precum dreptul Simeon s-a învrednicit, a primit sub chip de copilaș pe Mântuitorul Lumii, tot așa și noi îl putem primi pe Iisus în inimile noastre,
Avându-l ca mântuitor, pe Mântuitorul, și avându-l pe Mântuitorul, avem totul. Cu el nu mai există întuneric, căci el este lumină. Puterile rele nu mai au sos de izbândă, căci el este atotputernic și ne apără. El ne duce în împărăția pregătită aleșilor lui. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în